Vom veni la o nouă ediție a emisiunii Interviul Zilei. Invitatul de astăzi este primarul municipiului Iași, domnul Mihai Chirica. Domnule primar, bine ați venit. S-au scurs, iată, 2 ani de la, din acest nou mandat la primăria Iașului. Cum ați caracteriza perioada aceasta? Sunteți mulțumit de ceea ce s-a realizat pentru oraș? Eu zic că sunt satisfăcut, în sensul că imaginea orașului s-a schimbat net în bine, am devenit un oraș atractiv, un oraș care a reușit să atragă atenția celor din afara țării chiar și un oraș care a primit distințiile necesare pentru a rămâne un oraș de substanță pentru România și, sigur, un oraș care a continuat să evolueze. Deci eu cred că din această perspectivă și plecând de la premisa că nimic nu se întâmplă dacă nu are totuși un conducător. Ar fi totul într-un haos și nu te poți baza doar pe o dezvoltare, să spunem, venită din inerția unor evenimente. Deci trebuie să acționez ca lucrurile să le dirijez pe calea cea bună, spunem noi că ne-am făcut datoria față de acest oraș. Sunt însă multe lucruri pe care trebuie să le facem în continuare. Lucrurile nu se opresc aici. Nici la cum. Suntem provocați în fiecare zi cu altceva. În fiecare zi noi avem o nouă provocare care pare mai grea decât provocările perioadei anterioare și la care trebuie să răspundem. Suntem în plină criză energetică, suntem în plină criză financiară, suntem într-o criză din toate punctele de vedere cu amenințări la granița orașului care ne aduc în alt context. Și de aceea totdeauna agenda noastră se schimbă aproape de la lună la lună, de la trimestru la trimestru, pentru că ceea ce părea prioritar ieri, pandemia, felul în care ducem activitatea în școli, modul în care ne mișcăm pe stradă, cum gestionăm spațiile publice, cum reușim să răspundem acestor investiții care trebuie să le finanțăm pe fonduri europene, deodată s-a schimbat în alt context. Cum răspundem la creșterile enorme, la combustibil, la materiale de construcții, la energia utilizată pentru finalizarea fiecărui contract european sau ne-european. Cum răspundem la faptul că ne trebuie 107 milioane de euro să terminăm această iarnă și în momentul de față altă sursă decât bugetul local nu avem? Cum răspundem? Vă referiți la facturi în general de inflație sau doar la... Mă refer doar la susținerea sistemului de termoficare pentru acest an. Cum răspundem la faptul că sunt întârzieri foarte mari în finalizarea unor documente de programare pentru Plan Operațional Regional 2021-2027, care încă n-a fost lansat, pentru PNRR, care de acum începe să miște câte un pic, pentru faptul că și noi am intrat într-un deficit de forță de muncă, am avut 10 de oameni care au ieșit la pensie, n-am mai putut angaja alții. Mulți oameni au plecat, căutându-și pe valul de creștere economică alte locuri de muncă. Și alte provocări la care trebuie să răspunzi în fiecare zi. Dar cu toate astea, ne găsim resursele, ne găsim rezervele să mergem mai departe. Ne așteaptă limpede o iarnă destul de complicată. Unde apreciați că veți avea probleme? E pregătită primăria să facă față acestor provocări? Acum, sincer, trebuie să ne pregătim și trebuie să facem față provocărilor, indiferent cât de mari vor fi ele. Nu avem nicio variantă prin care să lăsăm garda jos. Nu putem spune că vom aborda relaxat această problemă, fie așa o mare criză energetică care ne așteaptă. Dimpotrivă, am fost primul oraș chiar și înaintea Parisului care am oprit iluminatul arhitectural de sărbători. Am introdus reguli foarte stricte în școli, în spitalele noastre, în spațiile publice. Controlăm cât putem de mult, fără să facem viața un calvar, nici pentru noi, nici pentru cetățenii municipiului Iași. Și încercăm să economisim cât putem de mult. Dar provocările rămân. Ne trebuie bani să plătim facturile restante, sunt blocaje în rambursarea sumelor din fonduri europene mari și foarte mari. Avem zeci de milioane de euro care încă nu-i putem aduce înapoi în primărie ca să trimite către furnizorii noștri, stau prin Ministerul Dezvoltării, prin Ministerul de Finanțe și nu ne vin în continuare. Deci, la toate astea, fiecare zi ai o altă abordare și alte încercări. Aprovizionarea combustibilului s-a finalizat? Este în curs. Deja prima navă s-a descărcat în Port Constanța. Ne-ar trebui de urgență aproximativ 7 milioane de euro să începem să transportăm cărbunele către Iași. Noi am depus garanțiile tot. Încercăm să finalizăm o negociere cu furnizorul nostru și banii care o să-i scoatem din energie o să ne plătim datoria pentru cărbune și felul acesta să ne facem un mecanism să aducă cel cât mai repede cărbunele la Iași. Sistemul de termoficare este în stare de funcționare.
Dar suntem la depost de o eventuală prelungire a iernii, să spunem, cantitățile de combustibil sunt cele... Dacă reușim să satisfacem toate cerințele acestui contract, să ne aducem toată cantitatea de cărbune pe care am contractat-o, noi vom fi relaxați și cu o bucată din iarna viitoare. Adică, din punctul meu de vedere, nu se întrevede niciun orizont privind încetarea războiului. Criza energetică se va adânci, pentru că se consumă foarte mult din rezerve. Tacticile pe care noi le folosim pentru a ne putea asigura independența energetică vor fi utilizate împotriva noastră de adversarii noștri, care în momentul de față este Federația Rusă și Belarusia, pentru a ne împiedica să ne satisfacem din punct de vedere energetic nevoile țărilor europene și a celor care sunt componente NATO, și provocarea energetică a anului viitor va fi mai mare decât acea anului ăsta. Este prognoza mea, văzând ce se întâmplă în piață, și de aceea va trebui să fim mai restrictivi în consum, mai restrictivi în ceea ce privește risipa și în felul acesta să ne asigură resurse pentru anul viitor. Cât vor plăti ieșenii la căldură în acestui an? Momentan plătesc același tarif care l-au plătit și în anii precedenți. Încă nu s-a aprobat modificarea tarifului la energia termică. Așteptăm să vedem cât mai repede validarea noilor tarife pe care le-am cerut și vom împărți între noi și cetățenii această creștere, astfel încât să nu aducem un efort foarte mare pentru consumatorii noștri. Și în felul acesta să mai recuperăm din pierderile acumulate. Oricum, dau un singur exemplu, am blocat licitația pentru zona Țicău. Ne trebuia acolo 126 de milioane de lei. Nu avem de să mai susținem acest proiect. Continuăm proiectul pentru modernizarea pasajului Socola și va apărea la licitații zile viitoare. Continuăm proiectul Bucium. Finalizăm proiectul Dama Fâșeste. Partea de finalizată pe Consiliul Județean Iași, sperăm să o facă până vine zăpada. Ne terminăm toate proiectele europene. Am găsit soluții și pentru cele care erau înghețate. Dar nu o să mai putem aborda cu același aplom ceea ce ne-am propus în anii precedenți. Încercăm să ducem proiectele de achiziții la bun sfârșit, cele pentru autobuze și tramvaie. Avem un blocaj pe tramvaie, că n-am reușit să le decontăm facturile. Pentru ultimele loturi sunt facturi care se ridică la peste 40 de milioane de lei, aproape 8 milioane de euro. Și trebuie să le finanțăm rapid, pentru că altfel blocăm și furnizorul din Turcia. Încă n-am primit facturile pentru autobuzele electrice astea 4, dar dacă le primim, le băgăm la cât se poate de repede în plată la Ministerul Dezvoltării și facem solicitare pentru următorul vot. Transportul public este unul dintre marii consumatori de energie din așa momentul de față. Va trece cu bine peste perioada aceasta de criză sau vom avea prețuri noi la bilete? Deocamdată nu vom avea prețuri noi la bilete, de-abia ne-am crescut. Ori să apară alte provocări din partea transportului metropolitan și vrem de la 1 ianuarie să-i dăm drumul. În condițiile în care vor apărea sincope majore în aprovizionarea cu curent electric sau și combustibil, va trebui să ne restricționăm mai mult decât o facem în momentul de față, pentru că vă dau un singur exemplu. La ora 10 au început manifestările de la garnizoana Iași pentru ziua armatei, s-au terminat în jur de ora 11. Au urcat și au coborât peste 28 de tramvaie și autobuze, am pus să le numere lângă mine cineva. Și am spus, bă, fraților, suntem în afară, nu avem școală, nu avem trafic spre Copou și 28 de autobuze și tramvaie au ridicat și au coborât în fața mea, acum cât am stat eu aici. Dacă adunam 1000 de oameni la vinte, că puteam să duc cu 3 tramvaie. E clar că acolo lucrurile nu merg așa cum aș vrea să meargă și acolo se face risipă. Va trebui să tai de la rădăcină. Și cum este? Foarte clar. E bugetul, funcționăm. Introducem un regim de funcționare de criză în care cu toată lumea în stradă evaluăm dacă este nevoie sau nu este nevoie să mutăm cele 28 de autobuze și tramvai spre Copou în afara orilor de vârf în condițiile în care avem vacanță. Deci e clar că cineva nu stă atent asupra acestui lucru care mă doare foarte, foarte mult. Am înțeles. Iluminatul public va funcționa în mod normal, fără de rupe, sau va urma un anumit orar? Iluminatul public deja funcționează după orar, în sensul că avem diminuare ale intensității luminoase datorită sistemelor pe care le-am instalat anul acesta, le-am finalizat de instalat, ceea ce ne asigură un consum mult mai redus.
În rest, nu închidem, pentru că e o problemă de siguranță, de siguranță a populației și care ne aduce într-o altă parte a problemei, care e mai greu de gestionat decât consumul de energie. O să mai tăiem din curent electric pentru compania de transport, ca să avem pentru iluna public pe timpul nostru. Marile proiectele Iașului se coc, cum s-a spune, la foc mic. Constanța anunță stadion nou, la noi polivalenta e deja încă în chinul refacerii, stadionul în stand-by, ceva noutăți în această privință? Noutățile sunt legate de faptul că ultima discuție care a avut loc acum două săptămâni circa la guvernul, în Guvernul României, la sediul Guvernului cu premierul României, au dat din nou acreditări că acest proiect va porni. Mingea este la noi, nu mai este la guvern, trebuie să fiu foarte corect. Suntem în curs de obținerea autorizației de construire. Vorbim de sala polivalentă? Vorbim de sala polivalentă. Cu autorizația de construire predată către Compania Națională de Investiții, va porni investiția. Am vorbit imediat cu întâlnirea guvernului și doamna director a Companiei Naționale de Investiții, care a vorbit cu responsabilul de proiect pentru Iași, să dea drumul la toate procedurile de evaluare, trebuie să treacă prin hotărârile de guvern aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Asta trebuie să o facă în lumea lor. Noi, între timp, să scoatem autorizația de construire. Mai avem un element benegociat prin studii cu Direcția de Sănătate Publică, care ne-a pus o distanță de 268 de metri, distanța dintre Spitalul Regional de Urgență și Sala Polivalentă, deci cam de aici până în Piața Unirii, ceea ce mi se pare destul de forțat. O să demonstrăm pentru un studiu tehnic că sala polivalentă este complet închisă și nu are un impact de zgomot asupra Spitalului Regional de Urgență, nici la 50 de metri, dar decât la 268 de metri. Dar, deocamdată, până nu am studiu tehnic finalizat, nu voi reacționa. Cât privește stadionul, acolo lucrurile? La stadion nu are sens acum să forțăm lucrurile în condițiile în care toată România suferă și prin criza energetică și financiară care ne aflăm. Nu ne lipsește stadion. Sala de sport ne lipsește cu desăvârșire. Stadionul deocamdată avem, se poate juca în condiții de calitate, să avem sportivi care să-și facă. După ce vedem pus pe linie de plutire sala polivalentă, o să discutăm despre stadion. Am înțeles. Nu putem trece cu vederea Autostrada Unirii. Proiectul e deja în dezbatere publică, podul de la Unghieni are deja vis de mediu. Se văd buldozerele pe aut? Se întrebăt buldozerele pe aut și nu este un mesaj plecat dintr-un optimist exagerat. Bănecați preluați și am spus că ați preluat ultima discuție care a fost la primărie. Împreună cu toate instituțiile implicate și primăriile implicate prin primari, s-a lămurit dilema cu autostrada albastră, traseul verde, traseul galben, celelalte trasee. N-a fost inutilă această dezbatere, dimpotrivă. Arată aceeași chestiune, aceeași lentoare pe care noi o avem, aproape e în ADN-ul nostru, pentru că problema ultimului traseu se putea lămuri într-o săptămână. Nu trebuia să mai stăm cu 6 luni de zile. Adică era clar că dacă nu trece prin regiul, trebuie să treacă prin exteriorul regiului, dacă nu trece prin pădurea de la Cotul Morii, trebuie să treacă prin exteriorul pădurii de la Cotul Morii, nu știu ce trebuie neapărat să ne punem întrebări și răspunsuri în același timp. Problemele s-au identificat, rezolvarea mea într-o săptămână. În fin, s-a dezbătut prin toate grupurile de inițiativă civică, este foarte bine că s-a făcut și această dezbatere, s-a ajuns la o concluzie finală, s-a pus pe site-ul Ministerului, să mai așteaptă alte puncte de vedere, dar sper să fie făcute de profesioniști. Și, practic, noi vrem săptămâna viitoare să primim cererea de certificat de urbanism pentru tronsonul care traversează județul Iași, adică de la Mugheni, de România, respectiv Republica Moldova, până în Mosca, lângă Pașcani, și în felul acesta să dăm drumul la certificatul de urbanism, care să dea drumul la studiile tehnice. Am început deja forajele pe traseul care este fixat, adică Mosca, podul Iuloai, se lucrează inclusiv la forajele hidrogeologice și le mai trebuie traseu și inclusiv certificatul de urbanism pentru podul Iuloai Mugheni. Acestea vor fi obținute perioada imediat următoare? Sau? Într-o săptămână durează obținerea certificat de urbanism pentru că, asemenea, obiectiv, urmează, sigur, proiectantul să-și ia toate avizele necesare, dar toți avizatorii care au fost prezenți de la ședință au fost cât se poate de deschiși la nivel
ce obțin informal asupra celerității care vor răspunde la solicitarea de aviz. Centura ocolitoare Iașului? Centura de Nord? Centura de Nord este cea care s-a discutat de altfel în ședință și face parte din centura și autostradă în același timp. Centura de Sud este și ea proiectată în momentul de față. S-a ales soluția finală, traseul definitiv, își așteaptă licitația pentru execuție. Și în cazul în care nu vor fi probleme cu licitația, când apreciați că vom avea un... Ei spuneau că spre sfârșitul acestui an au contractul. Mă îndoiesc că nu au timp să aibă contractul de lucrări spre sfârșitul acestui an. Până că anul viitor ar trebui să semneze contractul, să apuce de lucrat. Mare lucru nu este de făcut. Gândiți-vă, investiție în infrastructură rutieră de 32 de milioane de euro fără TVA. Să spunem că mai punem aproape 30%, ajunge la 41 de milioane de euro fără TVA. E o producție pe care un drumar bun poate să o facă în 2 luni de zile. Nu vă mai trebuie traficul din oraș pentru că străzile sunt aceleași și autovehiculele din ce în ce mai multe. Mai există vreo soluție la problema aceasta a traficului? Din punctul meu de vedere, acum o să vedem și rezultatul studiului de trafic pe care l-am comandat și s-au strâns datele din teren, urmează să le primim, interpretate, desigur. Singura soluție este diminuarea parcului de vehicule poluante, o atractivitate mai mare spre transportul public și transportul alternativ și, eu știu, o mai bună educare a posesorului de autoturism în ceea ce privește utilizarea sa. Suntem într-o săptămână de vacanță. Bănuiesc că dacă mergeți cu spatele astăzi pe aceeași destinație, ajungeți mai repede decât ajungeați cu fața săptămâna trecută. Asta doar datorită faptului că elevii sunt în vacanță. Deci este foarte clar că părinții, adică noi, aici și eu fac parte din această categorie, din dragoste prea multă pentru copiii noștri, că bănuiesc că săptămâna asta nu și-au luat și părinții concediu, trebuie să muncească cineva pentru țara asta, preferă să tranziteze permanent cu copilul către școală și către casă, ceea ce ne provoacă aceste docuri în circulație cu consecințe foarte grave, datorită că ne-s dragi și iubim și ne-s sufletul nostru. Și nu îndrăznim că să-i dăm pe mâna autorităților publice să-i transporte cu tramvaiul și autobuzul, că vezi, Doamne, li s-ar putea întâmpla ceva. Vă spun, și dacă vreți să o notați, dacă nu, din clasa 1 și până la facultate și un an de master după, deci câți ani ar fi fost 12 plus 5 plus 1, adică în cei 18 ani de școală nu m-a dus mama decât prima zi de școală, când am văzut unde e școala generală 17 de Păcurari, și atât. În rest am mers cu autobuzul, troleibuzul, tramvaie când mă mai ducea pe partea dinspre gare și urcam pe la Răpagalul din către universitate, și pe jos. Și n-am pățit absolut nimic. N-a dat și era aglomerație, atunci toată lumea mergea cățărată pe mijlocul de transport. Deci, dacă suntem și ne educăm copiii să folosească mijlocul de transport, nu este absolut niciun risc. Ultima întrebare, sărbătorile Iașului s-au încheiat din ce în ce mai mulți pelerini, noi recorduri. Cu ce rămâne Iașul după această nouă ediție? Asta cu o imagine frumoasă. Cu o imagine frumoasă nu rămâne cu bani. S-a spus că este o sursă de bani. Nu este o sursă de bani. Cel puțin pentru noi ca autoritate locală a fost o sursă de consum importantă, dar o imagine foarte bună pentru Iași, pentru România, pentru naționalismul nostru local, pentru perspectiva pe care Biserica Ortodoxă și Biserica Creștină a lăsat-o în mintea românilor și pentru posibilitatea de a aduna poporul în jurul la ceva. Și se pare că în jurul credinței poporul se adună mai repede decât în jurul Parlamentului, decât în jurul politicienilor, decât în jurul altor instituții. Mulțumesc!